Anastasia, de ce ești atât de palidă? A întrebat-o Ecaterina pe prietena sa când a venit în biroul ei. Fetele erau prietene de cinci ani și lucrau împreună. S-au cunoscut de fapt chiar la serviciu. Anastasia și-a coborât ochii spre podea, apoi și-a șters o lacrimă de pe obraz. Timp de câteva zile nu a îndrăznit să-i spună prietenei sale ce se întâmplă în familia ei. Dar nu mai putea să păstreze totul în sine soțul meu m-a înșelat. Adunându-și puterile spuse ea. Doamne, ce ticălos! Cum a îndrăznit! Așa a îndrăznit! Când am aflat, el era deja împreună cu ea de șase luni. Mi-a ascuns totul. Și proasta ce a crezut că totul e în regulă la noi. Spuse Anastasia cu amărăciune. Dar prietena a văzut că în ochii ei nu era doar tristețe, ci și altceva șase luni. O, Doamne! Și ce vei face mai departe? A întrebat Caterina. Încă nu m-am hotărât. Nu cumva o să-l ierți după aceasta. Dar ce să facă Caterina? Avem doi copii și suntem căsătoriți de opt ani. Băieții abia au mers la școală. Cum să-i las fără tată? Anastasia și soțul ei Mihail aveau gemeni, Pavel și Alexandru băieții tocmai au mers în clasa întâi. Am simțit prima dată în urmă cu câteva luni. Mihail stătea lângă feii săi și era mândru de ei. Totul părea să fie perfect în ziua aceea. Iar acum Anastasia a înțeles că și atunci în gândurile lui era o altă femeie. Dar ea însă și nu bănuia nimic. Anastasia știa ce părere are Ecaterina despre a femeiați. De aceea în această chestiune, ea nu a contat pe sprijinul ei prietena și singura a divorțat de primul său soț. Din același motiv. Anastasia, copiii nu sunt totul. Cum îți imaginezi viața viitoare împreună? Sau crezi că o va părăsi? Te va minți și se vor vedea din nou. Nu se lăsa Caterina. Nu o va face. Știu sigur. Cum poți să știi Anastasia? Ascultă-mă! Prietena nu a reușit să termine căci Anastasia a întrerupt-o. I-a murit acum trei zile. Ochii Caterinei erau atât de mari încât erau gata să iasă din orbite. Ce? Sper că asta nu este o prostie. Desigur că nu, nu am făcut nimic. Deși. Ce deși? Anastasia, spunem așa cum este. Mai pe scurt zilele trecute Mihail s-a dus la muncă și și-a uitat telefonul eu deja ieșeam din casă când mi-am adus aminte de planurile noastre pentru de seară. Și am decis să clarific dacă totul este în vigoare. L-am sunat și am auzit telefonul cântând. M-am gândit ce căscat. Și l-am luat în mâini. Era ca și cum un val m-ar fi cuprins. mâinile îmi tremurau de parcă cineva m-ar fi impus să-l deschid. Și l-ai deschis. Și ce era acolo? am găsit o grămadă de mesaje. Ei comunicau de multă vreme. Și se întâlneau. Și lucrau împreună. Se pare că acolo și s-au cunoscut. Le-am citit mesajele și plângeam ca o proastă. Mă simțeam atât de rănită. Și atât de ofensată. Așa că i-am scris de pe telefonul lui. Și ce ai scris? A întrebat Caterina cu groază să dea domnul să mortică luaso. Oho! În principiu nu este surprinzător. Surprinzător este altceva. Mihail s-a întors de la muncă în acea zi palid ca creta. Am întrebat ce s-a întâmplat. A spus că o colegă de-a s-a murit. Am început să-l întreb. Deci această Elvira a fost lovită de o mașină. Asta s-a întâmplat la o jumătate de oră după mesajul meu. Și acum crezi că este vina ta. Ce nonsens! Este o coincidență. Este trist? Da. Ciudat. Da. Dar sigur nu e vina ta. Sper. Dar știi în interior ceva nu mă lasă în pace. Desigur că nu te lasă. Soțul tău te-a înșelat timp de șase luni. Cui va plăcea asta? Și ce ai spus atunci? El însuși a văzut mesajul în telefon. S-a priceput că am aflat totul. Și-a cerut iertare mult timp. El a spus că nu înțelege cum s-a întâmplat totul. A spus că nu avea de gând să mă părăsească pe mine și pe băieți. Că ne iubește. Și tu l-ai crezut. Ecaterina, era greu să nu îl crezi. Dar și ce rost avea atunci să mintă? Pentru că s-au terminat opțiunile. Vocea prietenei ei era înghețată și puțin înfricoșătoare. Dar, într-un fel, poate avea dreptate. Sau nu? Anastasia a înțeles că nu merită să asculte acum sfaturi. Trebuie să gândească cu capul său. Dar împărtășirea nenorocirii ei a făcut-o să se simtă puțin mai bine. Era greu să păstrezi totul înăuntru. Nu cred. Dar toate aceste povești sunt înfiorătoare. El a mers ieri la înmormântarea ei. Și l-ai lăsat să plece. Dar ce puteam să fac? Toți angajații din oficiul lor erau acolo. Când s-a întors ochii, erau atât de coi. Chiar mi s-a făcut milă de el. Îmi este în minți. Încerc să înțeleg ce să fac în continuare. Dar totul se amestecă în capul meu. Ridică-te, a poruncite Caterina. Și s-a apropiat de prietena sa. Anastasia s-a ridicat ascultătoare de pe scaun. Ecaterina a îmbrățișat-o strâns. De la aceste îmbrățișări lor le-a stat puțin mai ușor. Au stat așa o vreme, apoi au mers la cantină. De fapt, Ecaterina a venit pentru asta. Să-și ia prietena la prânz. De data aceasta, ele au mâncat în tăcere. Fiecare se gândea la ale sale. Anastasia s-a repezit, încercând să înțeleagă. Este gata să-și ierte soțul pentru greșeala lui. În adâncul sufletului ea simțea că Mihail încă o iubește. Dar nu asta era mai important pentru ea. Ea știa sigur că feii ei își adoră tatăl. Doar sunt băieți. Cum pot să crească fără tată? Da, a greșit, s-a rătăcit. Dar oare aceasta este ceva nou în zilele noastre? Poate l-a vrăjit? A întrebat Anastasia, fără să-și dea seama că a spus-o cu voce tare. O asemenea idee nu i-a trecut niciodată prin minte. Dar chiar ar putea să fie așa. Ei doar trăiau suflet la suflet. Își făceau planuri. S-au întâmplat atât de multe lucruri bune de-a lungul acestor ani. Anastasia nici nu a crezut că soțul ei se poate uita la o altă femeie. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Ce? Vrăjit? A fost surprinsă Ecaterina. Am spus-o cu voce tare. Da. Dar știi, eu cred în asta. Vrei să verificăm? Anastasia s-a uitat speriată la prietena sa. Cum vine asta? Îți amintești de mătușa Parascovia. Toată lumea o numește așa. Ea lucrează la etajul 2. Ți-am povestit despre ea odată. Se pricepe la ghicit cărți. O putem întreba orice vrei tu. Cum crezi? Ochii Anastasiei radiau de speranță. Voia să afle nu numai despre vrăjit. Dar și despre faptul dacă familia lor are viitor. Merită să-și ierte soțul. Sau trebuie să-și împacheteze lucrurile și să plece. Mai degrabă pe el să-l alunge. Doar el este vinovat. Să mergem, i-a spus ea prietenei sale împinând farfuria. Oricum nu aveau poftă de mâncare. Ce, chiar acum? S-a mirat Ecaterina. Dar văzând hotărârea prietenei, a fost de acord. Fetele au strâns masa și s-au îndreptat spre ascensor. Au coborât la etajul 2 și au mers spre biroul Mătușii Parascovia. Ea s-a angajat aici în urmă cu doar șase luni. Multe companii închiriau birouri în această clădire. O varietate de domenii. După toate cele mătușa Parascovia se pricepe la a-și face noi prieteni. La urma urmei, zvonul despre ea s-a răspândit destul de repede. Probabil că Anastasia era una dintre puținele care nu reușiseră încă să comunice cu ea. Iar acum a sosit timpul ca ea să cunoască adevărul. Prietenele i-au căutat biroul mult timp dar totuși l-au găsit. Ușile erau încuiate. Anastasia a bătut insistent. Și apoi s-a auzit, intrați. Era întuneric în birou. le închise, luminile stinse. Doar puțină lumină și-a făcut loc prin geamurile deschise pentru aerisire. Mătușa Parascovia stătea pe scaun, lăsată pe spate. Purta o rochie înflorată, neobișnuit pentru stilul de birou. Și-a legat o eșarfă pe cap. Dar nu ca o bunică, ci mai degrabă ca o doamnă la modă. Arătat cel puțin neobișnuit. Ruj roșu, mărgele colorate, pantofi cu toc gros. Și cine i-a permis să vină la muncă astfel? Mătușă Parascovia, a întrebat Anastasia privind-o. Poți să-mi spui pur și simplu bunica Parascovia, a răspuns femeia. I-a părea să aibă vreo 50 de ani. Ei era cam incomod să o numească așa. Glumesc scumpo, a spus chicitoarea când i-a văzut fața Anastasiei. Mătușa Parascovia sună mai bine. Bună, mi s-a spus că ghiciți în cărți. Înghiciți și mie. Ai careva întrebări după cum văd eu? Da, am câteva. Mă veți ajuta. Aprindeți lumina pentru început, a spus chicitoarea. Pauza de masă aproape s-a terminat. M-am odihnit puțin. Ecaterina a aprins lumina. Biroul părea mai familiar. Tot aspectul lui înfricoșător a dispărut undeva. Haide așa te dragă. Spunem ce s-a întâmplat. Credeam că dumneavoastră singură îmi veți spune, a fost surprinsă Anastasia. Eu doar nu sunt clar văzătoare, ci ghicitoare spunem care este problema și apoi voi așeza cărțile. Anastasia a decis să trișeze puțin. I-a povestit despre infidelitatea soțului ei. Dar nu a spus despre vrajă. Despre moartea rivalei sale nu a tăcut. Mătușa Parascovia doar clătina din cap ascultând-o. Și apoi și-a luat cărțile. Le-a amestecat și a întins cărțile privind gânditor la ele. Dar soțul tău nu este de vină. Spuse ghicitoarea cu încredere. Ce aveți în vedere? Acea femeie cu siguranță l-a vrăjit. Eu văd clar aceasta. Cărțile îmi spun. Nu porți nicio vină pentru moartea acelei femei. Așa i-a fost predestinat. Tu nu ai nicio legătură. Dar ce să fac cu soțul meu? Vom fi împreună. Mătușa Parascovia și-a întins din nou cărțile. Apoi s-a uitat la Anastasia și a spus în mod misterios: Acum totul depinde doar de tine. Vezi tu, doar tu poți rupe vraja. Cum să o faci? Trebuie să ți ierți soțul și să-l iubești din nou. Să-l iubești din toată inima. Numai așa va ieși tot răul din el. Și dacă eu nu voi putea, atunci el va muri. Nu va trece niciun an, îți spun sigur. Eu doar sunt ghicitoare, deja a treia generație. Eu nu te mint. Tu decizi dacă soțul tău va trăi sau nu. Acum știi ce opțiuni ai? Ea singură propria decizie. Anastasia a pus niște bani pe masa misterioasei mătuși parascovia. Și-a luat prietena de mână și au părăsit cabinetul. Ecaterina se uita speriată la Anastasia. Și ce ai de gând să faci? Nu știu încă. Anastasia s-a gândit la asta toată ziua. Iar când s-a întors acasă, Mihail și copiii deja o așteptau. Ei au gătit cina împreună. Mai bine spus, a gătit Mihail. Iar băieții stăteau la masa din bucătărie. Și scriau ceva în caietele lor sub supravegherea tatălui. Văzând aceasta, Anastasia s-a gândit: Că nu este pregătită să lase copiii fără tată. Dar nici moartea lui Mihail, la sigur, nu-și o dorește. Când copiii s-au culcat, cuplul s-a așezat și a vorbit despre tot ce s-a întâmplat. Și-au spus tot ce aveau de spus. În cele din urmă au convenit să nu-și mai amintească niciodată ce s-a întâmplat. Anastasia a promis că va găsi puterea de a ierta. Iar Mihail a jurat că nu o va mai înșela niciodată. Ei și-au asigurat promisiunile pe patul conjugal. Iar dimineața s-au trezit în înviorați, gata să treacă prin viață împreună. Au trecut vreo șase luni. Relațiile de familie s-au îmbunătățit. Anastasia și-a iertat cu adevărat soțul și a putut să-l iubească și mai mult. Prietena ei, Caterina, a fost martoră la toate acestea, deși ea nu a aprobat fapta lui. Dar a înțeles de ce Anastasia a luat o asemenea decizie. Odată Ecaterina cobora cu ascensorul, mergea la o întâlnire de afaceri. În el a intrat și mătușa Parascovia. Bună ziua! Și ție să-ți fie de bine, a spus mătușa Parascovia. Vă amintiți de mine? Da. Ai venit cu o prietenă al cărei soț a înșelat-o. Da. Apropo, ea vă este foarte recunoscătoare. Se vede imediat că sunteți o ghicitoate în a treia generație ați ajutat-o foarte mult. Mătușa Parascovia a zâmbit și a luat fata de mână. Da prostii de a treia generație. Nu crede în toate aberațiile stea. Îți spun aceasta doar pentru că am fost concediată din nou. Și nu voi apărea pe aici. Ce? S-a mirat Caterina. Cum așa? Doar dumneavoastră ați aflat totul despre vrajă. Dar Anastasia nu v-a spus nimic. Fiecare a doua femeie se gândește la vrajă când află despre infidelitatea soțului ei. Și fiecare a treia este gata să creadă. Dacă îi spune altcineva, străin. Este ca ziua și noaptea, așa este legea naturii. Atunci de ce ați sfătuit-o să-și ierte soțul? Întrebate Caterina nedumerită. Dar ce trebuia să fac? De ce să distrugi o familie bună din cauza prostiei masculâne? ei au doi copii. Lasă-i să trăiască. Dragostea unei femei va vindeca orice rană. Dacă acest Mihail al ei nu este un prost, atunci el nu o va mai înșela. Sau cel puțin se va învăța cum să se ascundă în mod normal. Anastasia doar îl iubește. Las-o să trăiască cu el. Îți pare rău sau ce? El ar fi murit totuși. Eu de unde știu? poate ar fi murit. Tu imaginează-ți. Soția l-a părăsit, iar cealaltă femeie a murit. Ajungea dependent de alcool. Poate că era să moară. Astfel însă toată lumea este în viață și fericită. Dar așa nu se poate. Dar tu ce ai vrut? Ca să-i spun prietenei tale că soțul ei este una femeiat. Pe el nu-l mai schimb. Și apoi ce? Ea s-ar fi indispus, ar fi început să mănânce prea mult și să bea de durere. Ar fi devenit sau o femeie grasă care nu trebuie la nimeni, sau obețivă. Îți place mai mult această variantă. În plus, acea altă femeie, amanta, oricum a murit. Ce rost are să-ți părăsești soțul? Dar dumneavoastră vă jucați cu destinele altora. Eu nu mă joc. Cine fac familiile? Mama a făcut la fel, și bunica tot. Dar pentru ce vă trebuie aceasta? Cum adică pentru ce? Salariul meu este mic. Dar așa mai câștig niște bani. Oare este rău acest lucru? Aceștia sunt doar bani, nu vă este rușine. De ce să-mi fie rușine? Dacă Anastasia ta ar fi vrut să-și părăsească soțul, nu ar fi venit la mine. Ea avea nevoie de un motiv pentru a rămâne cu el. Și eu i l-am dat. Ce este rău acum? Nu, ea și soțul ei s-au împăcat, totul este bine la ei. Înseamnă că eu oare am procedat rău? Bineînțeles că rău. Este o înșelăciune. Și de ce mi-ați spus mie acestea? Îți spun doar că m-au concediat. Și cum să tac eu acum? Anastasia a vrut să-i salveze viața. De aceea a rămas cu el. Dacă ar fi avut de ales. A rămas cu el pentru că încă îl iubește, în pofida la orice. Înțelegi? Dacă nu-l mai iubea, atunci moartea nu ar fi speriat-o. Dar ea nu știe. Eu doar nu pot să nu-i spun. Era nedumerită, Ecaterina. Asta deja este problema ta. Spuse mătușa Parascovia zâmbind: Pot să spun un lucru sigur. Dacă îi vei spune prietenei tale, îi vei distruge familia. Ea va începe din nou să se agite. Dacă vei tăcea, atunci nimeni nu va rămâne vinovat. Ei bine, e timpul să plec. Femeia a făcut semn cu mâna și a părăsit biroul. Iar Ecaterina a rămas în picioare cu gura căscată. Chiar în acea zi, Anastasia și Mihail își sărbătoreau aniversarea nunții. Ecaterina a promis că va veni la ei. Era planificat un mic banchet în cercul prietenilor. Dar acum nu era sigură că merită să apară acolo. Îi era frică că va vorbi ceva în plus. Câteva ore mai târziu, Anastasia și-a sunat singură prietena. Ecaterina, te sunt să-ți amintesc. Vei veni? Bineînțeles că voi veni, răspunse ea. Deși fără prea mult entuziasm. Când Ecaterina a venit la sărbătoare, a văzut cuplul fericit. Soțul se uita cu desemnare la Anastasia. Iar ea cu tandrețe și dragoste la el. Copiii lor alergau vesel pe lângă masa așezată. Văzând toate acestea, Ecaterina și-a pierdut dorința de a-i spune prietenei ce aflase de la mătușa Parascovia. În cele din urmă, la Anastasia și Mihail totul era bine. Lasă totul să rămână așa. Iar ce se va întâmpla în continuare, oricum nimeni nu știe.